În a doua parte a lunii octombrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a întreprins un număr de 27 de acțiuni de control la producători și comercianți de preparate din carne. În timpul verificărilor s-au identificat mai multe abateri de la legislația specifică protecției consumatorilor. Astfel au fost găsite mai multe produse care prezentau în denumire informația că sunt tradiționale, fără a fi verificate și certificate în acest sens, ceea ce reprezintă o publicitate înșelătoare. Totodată, la un magazin din Vatra Dornei s-au depistat la comercializare mai multe sortimente de salam la care erau abateri de la cantitatea netă înscrisă pe etichetă peste limite, drept pentru care s-a aplicat o amendă în cuantum de 5.000 de lei. Abaterile în minus s-au înscris între 25 și 60 de grame. De asemenea, tot o amendă de 5.000 de lei a fost aplicată și unui magazin din Câmpul Lung Moldovenesc, care comercializa produse din carne ce nu respectau cantitatea netă înscrisă pe etichetă peste limitele admise. Etichetarea incorrectă a produselor și neafișarea prețurilor au fost alte nereguli constatate de comisarii de la Protecția Consumatorilor. În urma controlelor efectuate, s-au oprit temporar de la comercializare 555 kg produse de carne în valoare de 11.180 de lei. De asemenea, s-au aplicat un număr de 27 de sancțiuni contravenționale, dintre care 7 avertismente și 20 amenzi în valoare de 74.000 de lei.